Guvernul a stabilit sancțiuni severe pentru șoferii care intră pe drumuri închise circulației și rămân blocați, ori nu-și echipează mașinile cu lanțuri când este vreme rea și provoacă accidente în trafic. Conducătorii auto vor plăti pe lângă amendă și costul intervenției drumarilor care vin să-i scoată din trenămeți. Deocamdată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu poate spune cât costă o asemenea operațiune. La fiecare episod de ninsoare puternică, sute de mașini rămân blocate pe drumurile înzăpezite. Polițiștii încearcă să-i tragă pe dreapta pe șoferii care se aventurează în viscol, dar mulți nu se lasă convinși. Ați văzut că ați plecat la drum, că e cod roșu totuși. Au anunțat autoritățile pe toate canalele. Cod roșu, dar vei să depăzească drumul, nu se închide drumul. Cei care nu cedează după asemenea discuții ajung de multe ori înghețați pe marginea drumului, unde așteaptă ajutor de la drumari. Ordonanța de guvern adoptată recent vine cu nota de plată pentru asemenea situații. Potrivit actului normativ, în 30 de zile de la intervenția salvatoare, administratorul drumului va calcula cât a costat. Devizul va fi trimis șoferilor indisciplinați sau societății de asigurări care a emis polița RCA și trebuie achitat în 15 zile. Se vor lua în calcul mai multe aspecte. Consumul de carburant și costurile de deplasare dintr-o parte în alta a utilajelor. Dislocarea personalului. Pot să fie, de exemplu, costuri generate de anumite tipuri de utilaje pe care noi nu le avem și pe care trebuie să le închiriem. Să nu exagerăm cu sumele, că totuși suntem în România și salariile sunt alea care sunt. Autoritățile spun totuși că vor doar să-i responsabilizeze pe șoferi, nu să le ia banii. Conducătorii auto ar trebui să înțeleagă faptul că pe lângă amenzile contravenționale, riscurile privind viața, integritatea lor corporală și a celorlalți participanți la trafic sunt extrem de mari. Întâi trebuie create condiții. Da, domnule, stați acolo, aveți condiții și vă opriți. Și ne oprim. S-a întâmplat câte ori ați stat cel mai mult? 30 de ore pe județul Buzău. Ordonanța stabilește și o amendă pentru șoferii care intră pe drumurile închise circulației din cauza viscolului sau rămân înzăpeziți din cauza mașinilor nepregătite pentru iarnă. Aceasta este cuprinsă între 2 și 6 mii de lei.